Domnilor, ce bine e că suntem aici. Cuvintele acestea sunt vechi, foarte vechi, au fost rostite pe muntele Tabor, dar câtă nevoie are ziua noastră de aceste cuvinte. A fost întrebat bătrânul stareț de către tânărul călugăr, când va avea loc sfârșitul lumii? Și starețul i-a răspuns, când se va termina cărarea de la om la om. Momentul acesta și cartea aceasta stau sub semnul cărării sau sub semnul drumului. Cel care merge înspre malul care nu se surpă. Există și un asemenea drum lângă noi, lângă ființa noastră. Cel care merge spre deslușire, spre transfer de mesaj cultural, spre întemeiere. Cartea mea, ce pot să fii? Filon de identitate, o numea președintele Academiei Române. România se prezintă, descoperă excelența. Acest audiobook este un proiect Radio România, Academia Română. Este cumpărașul de expresivitate al emisiunii România de nota 10. Este un superlativ absolut al comportamentului intelectual profund al zilei, pentru că trebuie să vorbim despre acest comportament, cel care nu acceptă confuzia ideatică, mediocritatea, versatilitatea, demagogia. Demagogia uneori este în creștere. Nimicul festiv, vicleșugurile, barbaria inculturii. Este o carte revelatoare. Paginile ei cuprind un patrimoniu de idei cu accente pe importanța lui a spune, a cunoaște, a reflecta, a îndrepta ora incertă, a prefigura sau poate cu un cuvânt mai pretențios, dar sugestiv, a fi trezitor. O carte prestigioasă prin indicele de nume și repertoriul ideatic. Iată o carte cu adevărat valoroasă, iată o carte adevărată, spunea la lansarea de la Academia Română, academicianul Dan Berindei. În anfiteatrul acestei cărți sunt intervievați de publiciști de la Radio București, Timișoara, Cluj, Craiova, Iași, Constanța, Reșița și Târgu Mureș, președintele Academiei Române, vicepreședinții Academiei Române, secretarul general al Academiei, profesorul Ioan Păuno Timan, profesorul Camil Mureșeanu, directorul filialei Cluj, Academia Română, profesorul Andrei Firică, membru al Societății Franceze de Ortopedie, academicianul Emil Burzo, academicianul Teodor Dima, profesor al Universității Ieșene, academicianul Alexandru Surdu, profesorul universitar dr. Ioan Ștefănescu, directorul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, profesorul Coriolan Oprean de la Institutul de Arheologie și de Istorie Arte, de asemenea de la Cluj, Institutul Academiei Române, rectori de universități, de la Ovidius, Timișoara, Iași, Reșița, profesorul Daniel Marcu de la Universitatea Californiei de Sud, profesorul George Litarze, creatorul anesteziei moderne în România, în Alprea Sfinția sa Nicolae, mitropolitul Banatului, istoricul Cornel Sigmirean,
cancelarul general al Universității Petru Maior din Târgu Mureș, Mihai Mălai Mare, directorul Teatrului Masca, doctorul Valentin Coșereanu, un mare eminescolog de la Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, și am putea continua numele acestea, scriitorul Matei Vișnec, este un rang cultural cuprins în această carte și alături cu eleganța și disciplina intelectuală pe care o are doctorul Dumitru Chisăliță din Mediaș, directorul Centrului de Documentare și Informare al RomGaz. Echipa de editori au ales din sute de interviuri difuzate și interviul cu profesorul Dumitru Chisăliță, apreciind importanța lucrărilor domniei sale, Economia Energiei sau O istorie a gazelor naturale din România. Și în acest interviu, din audiobook-ul nostru, doctorul Chisăliță pledează pentru importanța cunoașterii istoriei, științei și tehnicii. Spune domnia sa, lucrurile astăzi trebuie privite în profunzime și trebuie schimbate de către cei care știu de unde au plecat lucrurile acestea. Doctorul Chisăliță leagă eforturile de cercetare, foaia mea de parcurs, spune domnia sa, performanța, alegerile soluțiilor între conform și non-conform, de imaginea zilei de mâine. Cartea dezvăluie și dezvoltă această idee a celor cuprinși în paginile ei, orice activitate umană, activitatea zilei, prefigurează sau merge înspre imaginea zilei de mâine. O face și doctorul Chisăliță în interviul cuprins în audiobook, pentru care suntem noi aici în prestigioasa manifestare a Comitetului Român, pentru că nu vroiam ca această carte în care este cuprins profesorul să o trimitem prin mandat poștal, ci să o înmânăm celui care este cuprins în sumarul ei. Am considerat că este un gest cordial de respect pentru interlocutor, pentru acea responsabilitate a domniei sale și a celorlalți intervievați, pentru crearea unui tot armonios, pentru acea comuniune eu și ceilalți. Și cu voia dumneavoastră aș cita din interviul realizat cu doctorul Chisăliță, la un moment dat, domnia sa spune eseistic, părăsește puțin limbajul strict științific și se apropie de o pagină de eseu deosebit de sugestivă. Indiferent cât de bine ajunge un om, el trebuie să trăiască într-o comunitate. Degeaba se izolează într-un palat. Nu poate să stea acolo prea mult timp. Trebuie să iasă afară. Ori dacă atunci, când iese afară, nu găsește oameni care să zâmbească, oameni care să se bucure de viață, el însuși ajunge un întristat în împărăția lui. Am citat cuvintele acestea. Aș putea să merg în continuare pe această idee, să citesc din carte, pentru că aceste interviuri din audiobook-ul Radio România, Academia Română, sunt pilduitoare. Aș spune chiar că se constituie ca într-o rebeliune a spiritului împotriva barbariei cotidiene. Nu putem să nu vorbim la modul sincer, deschis, de barbaria cotidiană în care suntem. Nu? Îl întâlnește un fost student pe profesorul lui și îl întreabă, ce faceți, domnule profesor? S-a întâmplat, e real dialogul, îl relatează academicianul Eugen Simion.
aștept să obosească nebunia. Așteptăm să obosească nebunia. Cei intervievați răspund prin exemplaritatea lor profesională și umană, prin crezul lor în înălțarea ființei. De aceea e frumoasă cartea aceasta, dincolo de ideea științifică, enunțul științific, foarte riguros exprimat. Este acest fundal al trăirii umane în numele creșterii ființei, nu? Ar spune un personaj din opera lui Marin Preda, să nu ne înrăim sufletul. Sau Eminescu ar spune, să facem ceva, să nu ne fie inima prea sarpădă. Pentru că ne poate încenunchea josul, nu? Nimicul acela festiv despre care vorbeam. Așadar, omul, până la urmă, este în tema acestor interviuri. Omul zilei, condiția lui. L-a întrebat un copil pe un înțelept ce este omul. Și înțeleptul i-a răspuns, este locul în care are loc lupta dintre lupul răului și lupul binelui. Lupul răului cu invidia, minciuna, necinstea, așa, lucrul binelui cu credința, iubirea, compasiunea și așa mai departe. Și îl întreabă copilul pe înțelept și cine câștigă? Câștigă cel pe care îl hrănești. Cei intervievați în cartea noastră hrănesc binele uman. Prin cuvântarea minții, ce frumos! Ideea vine de la școala arteleană și străbate prin spiritele noastre enciclopedice, istoria noastră culturală. Apelul la esență, nu? Este hrănit de cei intervievați în cartea noastră. Ei care sunt pe niște culmi ale biografiei profesionale, au autoritatea aceasta, au luciditatea, au forța faptei lor culturale. Până la urmă includ, nu, într-un generic mare, într-un rotund, orice efort în acest panoramic cultural. Au voință cei intervievați în această carte. La modul foarte clar, nu putem vorbi de voința lor. Nu de mult timp, la un festival Romulus Buga, la Târgu Mureș, s-a lansat ediția a treia a romanului Nebunul și Floarea, care s-a numit Iisus și ceilalți. Numai că a apărut subtitlul acesta pentru că acolo a dus romanul, nu, ideologia comunistă ca act editorial. Și la un moment dat, în romanul acesta, de care ne amintim cu toții, al lui Romulus Buga, nu, o capodoperă a prozei contemporane, este un dialog între personaje. Ce este voința, nu? E ideea lansată de un personaj. La ce servește voința? Și un alt personaj spune, la puterea omului asupra lui și asupra lumii. Interviurile din audiobook sunt invincibile argumentum ale unor preocupări curate pentru destinul omului de astăzi. Pentru că acesta să învețe să trăiască, să știe de ce există, să se înțeleagă pe sine și să înțeleagă pe ceilalți, să aparțină binelui, rânduielii, ar spune marele Iorga. S-au plinit 140 de ani de la nașterea celui care a jucat în cultura română rolul lui Voltaire, cel care a scris 1200 de cărți, dar românii nu s-au apropiat de pagina aceasta. 140 de ani de la nașterea marelui Iorga au fost atât de palide afișele culturale. Ar fi trebuit să fie țara într-o trăire puternică, Nicolae Iorga.
cel care vorbea de pericolul odihnei neștiinței, nu? Urâta neștiință care poate să ne ducă înspre rătăcire. O să mă grăbesc puțin în prezentarea acestei cărți foarte importante, pentru că această carte își propune, proiectul va continua, să facă vizibile niște biografii culturale, științifice culturale, educative, ale artei din ziua noastră. Și cartea a pătruns în toate mediile și merge în continuare pe această idee în mediile universitare. Este lansată în foarte multe locuri, este în bibliotecile publice, pentru ca să se afle de aceste biografii culturale. Cei care luptă nu cu maladiile spiritului și cu dezordinea. Maladiile spiritului contemporan vin din dezordine. Ori cei intervievați în audiobook își propun, nu, profesiunea lor de credință este ordinea, este echilibrul. Nu luptă împotriva leneviei spiritului, împotriva platitudinii, împotriva mimărilor zilei. Se mimează foarte mult în orice domeniu astăzi. Se mimează foarte mult. Și de aici, nu, atenuarea autenticului, autenticul ființei, autenticul trăirii, autenticul emoției și așa mai departe. Este cartea cea bună. O carte ritmată, sunt disponibilități de comunicare care trebuie primite ca atare. O carte care, parafrazăm o reflecție a lui Nichita Stănescu, îmbogățește văzul, auzul, mirosul, pipăitul și gustul lumii. Aceasta este cartea bună care mărește simțurile lumii. Această carte care vine din acel infinit interior, din lăuntrul intervievatului, nu? Caut om, caut om, striga Diogene în piața publică și erau foarte mulți oameni revoltați. Cum cauți om? Suntem aici, uite-te la noi, suntem o mulțime de oameni. Nu caut oameni care au ochi, urechi, mâini, picioare. Caut omul cuvântător pe dinăuntru. Este tot mai rar omul acesta. Ziua noastră are nevoie de omul cuvântător pe dinăuntru. Cartea este și o călătorie, orice carte este o călătorie, este o călătorie prin noblețea cugetului și aș spune prin savoarea dialogului. Se constituie și într-un manual de jurnalism. Este această carte și o pledoarie pentru valoarea interviului ca gen publicistic. Este o carte care nu acceptă rumoarea vorbelor deșarte. Este o carte a celor ce știu că poți dăinui dăruind, că dreptatea, adevărul, frumusețea, iubirea, virtutea și onoarea, despre care vorbeau astriștii, unii și-au scris-o pe mormânt, nu? Atât au dorit să le fie scris pe mormânt. Mare astriști, virtute și onoare. Toate acestea care învârt lumea mai departe. Poate că este neîntreruptul dumnezeiesc. Dacă intrăm în conspectul de lectură foarte adânc, poate că neîntreruptul dumnezeiesc este numit prin cugetul, prin simțirea, prin frumusețea acestor oameni, care nu ies oricum în fața noastră, în fața domniilor lor, în primul rând, în fața societății. Avea Nicolae Steinhardt o imagine deosebită despre intelectual. Îl vedea în postura militarului în uniformă, care se supraveghează când iese în oraș, își aranjează uniforma. Aceștia sunt oamenii adevărați, cei cuprinși în audiobook-ul nostru. Se supraveghează când ies în fața studentului, în fața cititorului, în fața publicului.
Este și o carte care poartă simbolul fântânii Blanduziei. Puterea întemeietoare, puterea speranței. Cartea aceasta numește speranța și nădejdea ca forme de viitor. De aceea este puternică prin mesajul ei, pentru că e nevoie de această întinerire spirituală sub toate formele. O să închei. Vă mulțumesc pentru faptul că ați ascultat semnalul acesta editorial. Sunt convins că toți cei intervievați și dumneavoastră puteți reconstrui lumea prin binele spiritual. Lumea e spartă, nu? Spunea Constantin Noica, e din cioburi. Dar se întreba filozoful, o putem lăsa așa? Este și întrebarea dumneavoastră, este și întrebarea zilei. Dacă putem lăsa lumea așa. Și am vorbit cu colegii noștri din redacție. O să începem un ciclu de emisiuni, poate o rubrică permanentă, Comitetul Român pentru Istoria și Filozofia Științei și Tehnici. Să dăm mult, mai ales că postul nostru de radio și celelalte posturi publice transmitem și pe internet, pe frecvențele noastre, ale noastre, dar și pe internet. Emisiunea este ascultată oriunde în lume. Și atunci putem trimite toată problematica, toată preocuparea Comitetului Român. O să detaliem, o să pornim ciclul acesta de emisiuni care o să fie niște documentare foarte vii și cu sondaje de opinie, cu idei în premieră, idei de salvat lumea și așa mai departe. Pentru că vine și ziua pogorârii Duhului Sfânt și trebuie să fim generoși. Poate aș încerca o sinonimie, un sinonim pentru ideea științifică cu gândul la ziua pogorârii Duhului Sfânt, cel de soare. Chiar dacă citeam într-un scris al Mănăstirii Sfântul Sava, în oceanul de pustie, unde este mănăstirea aceasta în Țara Sfântă, un scris, omule, nu poți fi soare, dar te poți înălța. Cred că mesajul cărții acesta este și mesajul zilei este acesta. Nu putem fi soare, dar ne putem înălța. O să înmânesc pentru domnul Chisăliță cartea. Să rămână. Mulțumim foarte mult, fericită. Îi transmiteți. Biblioteca Universității Transilvania din Brașov, unde noi avem o subredacție radio, antena, da. Așa. Și sigur, o universitate la care noi ținem foarte mult, ne-a convins întotdeauna de rangul unde se află, și o carte la Biblioteca Municipală. Da. Așa. Și încă un gest pentru biblioteca dumneavoastră, sunt ultimele, cele mai noi apariții ale mele. Sunt niște cărți pe care le dedic cititorului, ție cititorului. Așa. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație și succes! Mulțumim! Totuși vrem să vă spunem și noi două vorbe. Vă rog. Într-o lume în care poluarea cu carte e din ce în ce mai mare, iată, veniți dumneavoastră și ne propuneți o carte a excelenței, ceea ce, și nu numai atât, copilul dumneavoastră crește și dacă va continua, asta va fi spre binele tuturor. Săptămâna trecută
a fost un concert al două cântărețe din Japonia și ele spuneau că, la un moment dat, în fiecare om există o floare, depinde dacă ea crește sau nu, sufletul, dacă crește sau nu. Dumneavoastră aici mi-ați înmugurit această floare și vă mulțumim și sperăm ca... Deci seria continuă, seria aceasta de carte continuă și chiar ne bucurăm că este viabilă.